Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi deputați. Declarația politică de astăzi am intitulat-o Guvernul 2020 și salarizarea în sănătatea lor. Revoluția fiscală scade dramatic și salariile cadrelor medicale. La multe spitale, medicii și asistentele au constatat că au luat în perioada ianuarie-martie chiar și cu 1000 de lei mai puțin decât în luna decembrie anului trecut. La alții, venitul a crescut, dar nesemnificativ chiar dacă salariile au fost majorate cu 25%, o mare parte din creștere se întoarce în conturile statului, odată cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Românul nu a fost surprins că salariul nu a crescut atât de mult, dar în sănătate, după multe promisiuni, există sectoare unde diminuările sunt drastice, în patologie, psihiatrie, TBC și infecțioase. În cazul acestor angajați, inclusiv personalul TESA, vorbim de o reducere a salariului care poate ajunge și la 40%, deoarece nu mai pot beneficia de sporurile pe care le aveau înainte. În cazul celorlalți, vorbim de o majorare de 2-3% care nu se simte deloc în buzunarul angajatului. De fapt, statul și-a dat și-și dă niște bani singur. Ca și cum realitatea nu este cea prezentată, Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, s-a arătat uimită de scăderea salarială. Oare doamna ministru nu știe cui aparțin aceste decizii? Ca să avem o radiografie clară, vă prezint lucrurile exact așa cum stau. În timp ce tandemul Olguța Pinta se laudă cu creștere salariare din sănătate, vine ministrul de finanțe și cu dreptatea în față declară că problema scăderii salariilor personalului din sectoarele de sănătate și de asistență socială trebuie analizată de la caz la caz pentru a fi îndreptată de guvern. În această perioadă avem parte iar de proteste. Aproximativ 200 de angajați ai unității medicale tulcene au participat la protest, iar în perioada desfășurării acestei manifestări la Spitalul Județean Tulcea au fost asigurate doar urgențele. Proteste similare au avut loc zile trecute și la Institutul de Neumoftiziologie Marius Nasa din București și la Spitalul de Neumoftiziologie din Iași. Și nu numai, Sindicaliștii au anunțat că în ziua de 25 aprilie va fi organizat un meeting la care sunt așteptați cel puțin 20.000 de oameni, iar după acest meeting va urma greva generală. Ce este de fapt revoluția fiscală? Apocalipsa salarială pentru toate categoriile de bugetari, în special pentru cei din sănătate. Dar poate în anul 2020, cum spune doamna premier, angajații din sănătate vor primi salariile promise. Vă mulțumesc, deputat PNL de Tulcea Vasile Gudu.